Democratul Sergiu Sârbu a declarat despre un eventual procuror european în Moldova, care, după cum au zis liberalii, este una dintre condițiile lor pentru formarea alianței, că oficialii Uniunii Europene nu agrează o astfel de idee. Încă nu am discutat acest subiect, dar vreau să vă spun că recent l-am întrebat pe raportorul pentru Moldova din Parlamentul European cum vede el această idee și a fost categoric împotriva unor funcționari europeni de a fi antrenați în sistemul de drept al Republicii Moldova. Nu avem o decizie finală la acest subiect, a mai precizat Sârbu după întrevederea de marți la nivel de experți ai celor trei partide PLDM, PDM și PL. Astăzi urmează să se întâlnească din nou liderii acestor formațiuni. O recepție pentru veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei a fost organizată marți la ambasada Rusiei la Chișinău. Potrivit ambasadorului Rusiei în Moldova, Farid Mohamedshin, măsurile dedicate veteranilor vor avea loc până la sfârșitul acestui an. Totodată, demnitarul a precizat că prin susținerea Rusiei de la începutul acestui an au fost alocate ajutoare materiale pentru 1500 de veterani de pe ambele maluri ale Nistrului, iar până la finele anului de asemenea asistență vor beneficia alți 800 de veterani. Dialogul politic moldo-ucrainean, cooperarea celor două țări în domeniul comercial, economic și cel umanitar, precum și evoluția situației din regiune, vor fi subiectele de discuție între premierul interimar de la Chișinău, Natalia German, și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, dar și ministrul de externe, Pavlo Klimkin. German se va afla azi la Kiev cu o vizită de lucru. Foștii premieri Iurie Leancă și Kiril Gaburici au fost audiați marți de procurorii anticorupție în dosarul BEM. Potrivit comunicatului Procuraturii Generale, pe lângă aceștia, în fața procurorilor a mai venit și fostul președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță. Toți au dat depoziții privind circumstanțele creditării celor trei bănci de către Banca Națională a Moldovei în lunile noiembrie 2014 și respectiv martie 2015. Ambasada României la Chișinău anunță despre programul funcționării Comisiei Mixte, care va prelua dosarele pentru studiile moldovenilor în această țară. Astfel, în perioada 18-21 iulie va activa Comisia de la Bălți, în perioada 23-27 iulie Comisia de la Chișinău și în perioada 29-31 iulie cea de la Cahul. Detalii pot fi găsite pe site-ul chisinau.mae.ro. Ofițerii din cadrul Serviciului de Informații și Securitate vor primi lefuri mai mari, în medie cu 30%. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri de către membrii executivului, iar motivul acestei modificări de salarizare ar fi stimularea activității angajaților SIS. De exemplu, dacă șeful unei direcții generale avea un salariu de 1850 de lei, acum el va putea avea un salariu de până la 2600, a explicat viceministrul Muncii Gheorghe Țurcanu. Producătorii de fructe sunt atenționați că în livezele de specii sâmburoase din țară s-au semnalat zborul în masă al fluturilor din a doua generație a moliei orientale. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, larvele atacă lăstarii, frunzele și fructele de piersic, cais și prun, iar atacuri sporadice s-au semnalat și la păr, gutui, migdal, măr și cireș. Specialiștii recomandă producătorilor agricoli tăierea și arderea lăstarilor atacați, prelucrarea solului, adunarea și distrugerea fructelor infectate. Suma de 1,6 milioane de lei a fost alocată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Fondul de Susținere a Radiodifuzorilor pentru realizarea emisiunilor de interes public. La concurs au participat 14 radiodifuzori cu 17 proiecte TV și radio, în timp ce în cadrul dezbaterilor publice membrii CCA s-au arătat dezamăgiți de calitatea proiectelor. Cele care au trezit interes au fost emisiunile în limbile găgăuză, bulgară și romă. Cine vrea o insulă proprie în Grecia deja poate să o cumpere, și asta pentru că 10 de insule grecești sunt scoase la vânzare, iar prețurile pot fi comparate în unele cazuri cu cele de vânzare ale unor locuințe în marele capitale ale lumii. Unul dintre prețurile modeste de achiziție a unor insule este de 3 milioane de euro. Potrivit unor estimări, Grecia are între 1.200 și 6.000 de insule. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, pledează pentru un guvern european. Oficialul argumentează că anumite probleme centrale din cadrul UE nu mai pot fi soluționate doar de șefii de state și de executive. Avem nevoie de instituții comunitare, avem nevoie de un guvern european, în special pentru probleme legate de comerțul internațional, climă, imigrație, evaziune fiscală sau politică monetară, a precizat Schulz.
Parcul Bakken din Danemarca, deschis în 1583, este cel mai vechi parc de distracții din lume aflat în funcțiune. Acesta este situat într-o zonă rurală din Klampenberg, la 10 km nord de Copenhaga. Pe lângă atracțiile tradiționale, în Parcul Bakken mai există jocuri de tragere la țintă, tonomate, mașinuțe electrice și o sală de spectacole. Încă de la inaugurarea sa, parcul a fost unul dintre cele mai populare locuri în care danezii veneau pentru a se recrea. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru un euro a urcat cu 4 bani, valorând 20,88 lei. Dolarul american are mai mult cu 11 bani și costă 18,94 lei. Leul românesc a adăugat 2 bani, fiind cotat cu 4,71 lei. Prețul pentru hrivna ucraineană a rămas la 0,85 lei și rubla rusească la cel de 0,33 lei.